Bună ziua, dragi prieteni din Leu, doamnelor și domnișoarelor. Vedem doamnele și domnișoare de acum la Leu. Haideți să vă spun pentru februarie, doar pentru femei, da, în dragoste. Vă mulțumesc că mă urmăriți și vă rog să mă urmăriți în continuare. Și dacă vedeți pentru prima dată acest video, vă rog să vă abonați. Sau dacă mă vedeți pentru prima dată. Haideți să vedem la Leo, da? Căsătorie, vă văd. Căsătorie, un copil, ceva. În căsătorie va ieși șarpele, da. Unul dintre parteneri trădează aici la Leu, nu știu cine. Da, trădează sau minte. Cum să vă spun? Șarpele poate să însemne o complicație, o problemă, gelozie, că vă simțiți amenințați, că vă simțiți geloși. Da, în căsătoria dumneavoastră sau pe acea persoană, poate este căsătorită sau. Dar totul va fi foarte, foarte bine. Acești nori vor fi, sunt trecători, da? După aceea, inelul înseamnă legătura dumneavoastră, căsătoria sau legătura care o aveți. Care undeva vor fi ceva probleme, complicații. Da. Dar este o legătură cu succes, o dragoste care va reuși, va triumfa dragostea dumneavoastră. Veți avea succes, nu vă despărțiți. Sau aveți legătură cu o femeie sau un bărbat cu, pardon, bărbat căsătorit. Sau dacă sunteți în relații femeie cu femeie, acea femeie mai are pe altcineva. Dar văd pe cineva căsătorit. Se poate să fie acea persoană căsătorită. Și dumneavoastră să fiți a doua persoană. Dar arată că acest bărbat vă iubește sincer. Da? Că această relație va continua. Dacă vă întrebați asta, va continua. Că o să aveți stabilitate. Chiar dacă vi se pare rutină, că parcă. Dar această dragoste va dura secole, deci va dura, va fi stabilă această relație de durată. Stabilă de durată. Stabilitate arată asta, că rămâne în viața dumneavoastră. Și asta se va întâmpla încet, încet. Apoi văd aici să aveți încredere, că încrederea va fi puțin umbrită de niște nori trecători. Sau un copil. Da? Stabilitate. Stabilitate, totuși, să știți. Chiar dacă poate este căsătorită această persoană, căsătorit. Acum, repede, o să aveți ceva, rezolvați ceva probleme cu acte sau juridic sau mergeți undeva la un om de stat împreună sau singură, da? Depinde acum. S-ar putea, dacă sunteți căsătoriți, să apară niște probleme grave. Dar asta mai târziu, parcă prin iarnă. Nu acum.
dar și ceva legat de copil, de un copil. Dar s-ar putea să fie mai târziu asta. Mai târziu. Foarte repede veți avea ceva pozitiv. Schimbare de casă sau călătorie sau niște vești aici care nu sunt adevărate. Repede primiți niște vești, vai ce vă supărați, dar nu este nimic adevărat. Asta mă bucur să vă spun. Da? Probleme sau vești care apar, dar parcă sunt false. Apoi, poate să însemne că parcă într-o lună veți avea o petrecere sau sărbătoriți ceva sau mergeți undeva la o căsătorie sau la o nuntă sau vă întâlniți cu acea persoană, vă vine în casă, vine de departe, dacă este departe, vine departe sau mergeți împreună undeva într-o lună, peste o lună. Da? Ieșiți undeva. Nu neapărat la drum. Unii la drum, unii nu, poate, da? Apoi, văd că poate unul din, poate el are ceva probleme de familie care vi le ascunde. Certuri pot fi sau că se mută în altă casă, familie sau... Sau s-ar putea să vă mutați în altă casă dumneavoastră cu el. Să vă mutați, nu neapărat la drum, dar într-o casă nouă. Dar și o persoană, el, dacă este plecat undeva, vine înapoi acasă. Da. Care s-ar putea să aibă niște probleme acolo unde este și vine înapoi. Sau vă gândiți să mergeți undeva și după aia nu mai mergeți acolo, mergeți în altă parte. O să aveți o altă destinație. Vă schimbați destinația. Depinde acum de situație și de fiecare persoană. Oricum, relația aceasta va dura foarte mult. Ies foarte bine cărțile. Să știți. La leu. Să aveți încredere. Spune. Să aveți încredere în dumneavoastră. Veți avea mare plăcere în relație care o să vă împlinească dacă sunteți singuri. Vine cineva în viața dumneavoastră. O mare dragoste cu împlinire. Da? O mare dragoste vă vine cu împlinire. O nouă... o relație deschisă. O relație deschisă o să aveți. Dar și ceva negare, blocaj. Sau un blocaj care vă stă în cale, ceva ce vă stă în cale, un copil la cuiva, o relație, o altă relație a lui, da? Deocamdată văd multe persoane care sunt izolate, care stau singuri, care nu vor relații, dar veți avea totuși relație, chiar dacă nu vreți. Chiar dacă nu vreți, vine. Vine o relație. Nu mai aveți încredere sau, dar vă gândiți că vă minte, că nu va fi nimic. Nu este adevărat. Poate ceva minciuni într-o relație, văd aici. Pentru unii. Sau ieșiți în undeva lângă casă sau public. Și persoane care se mută împreună. Se mută împreună aici arată. Cam asta a fost pentru Leu. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.